braci, nu-mi tași. Vreau să vă zic un călduros, bun ați venit din partea mirelor. Mulțumesc, mulțumim că ați avut răbdare. Pe germană se zice, la zulet kommt, ist das beste. Și eu sunt Lucas Ciui, fratele lui Mirele, și am vrut să vă conduc azi cu câteva anunțuri prin nunta aceasta. La început, cât un anunț pentru cei care are nevoie de ceva toalete, îs scrise la lifte, unde este, este în etajul ăsta, acolo în spate și este în veci. Și înainte să intră mireasa, care s-ar putea să fie în fiecare moment, v-aș zice, vreau să fac puțin gheață cu o întrebare. Tu, de ce ai venit asta aici? Eu n-am venit azi aici, că Dani e fratele meu, că Deborah e nora mea, cumnata mea. Ea îmi pare rău, 6 ani nu mai vorbit românește. E ok, puteți să vă râdeți de mine, când sunteți voi veseli și nu tași și miri veseli. Tot ok. Eu azi am venit aici că sunt două persoane foarte speciale. Două persoane care, pentru fiecare dintre noi, face eforte. Și de-aia mă gândesc că pentru fiecare dintre voi sunteți aleși care trebuie să puteți sunteți aici. Și de-aia am vrut să vă întreb întrebarea, de ce ai venit de aici? Acum, vă rog pe Mirele să intră. Și surori în Domnul Iisus Hristos, stimați nuntași, ne bucurăm în această zi să fim împreună la nunta celor doi,
dorim din toată inima ca Domnul să îi binecuvinteze. Dani și Deborah se găsesc aici împreună cu noi și noi împreună cu ei și toți înaintea Domnului, ca cei doi să primească binecuvântarea de la Domnul. Este singura dorință pe care o avem și credem că cel care poate să dea binecuvântare este Dumnezeu. De aceea aș vrea să vă invit pe toți să stăm ridicați înaintea Domnului. Urmează un moment prin care vrem să cerem ajutorul Domnului, să ne închinăm înaintea Domnului și să îl rugăm pe Domnul să binecuvinteze timpul pe care îl petrecem aici. Îl invit pe fratele Corneliu Holuban, lucrător în Biserica Speranța din Linz, să vină aici lângă mine și să ceară binecuvântarea Domnului peste timpul care îl vom petrece împreună. Doamne Dumnezeul nostru, venim cu smerenie și cu umilință înainte ta și îți mulțumim din toată inima pentru ziua aceasta. Îți mulțumim pentru Dani și pentru Deborah, Doamne, și pentru că s-au gândit, Doamne, și și-au propus să vină înaintea Ta, Doamne, este țelul lor, ca să vină înaintea Ta să primească binecuvântarea din mâna Ta, Doamne, în căsnicia lor. Te rog să-i binecuvintezi în ziua aceasta, Doamne. Te rog să binecuvintezi timpul care îl vom petrece împreună în locul acesta, în ascultarea cuvântului Tău, Doamne, cântările care vor fi cântate spre slava și spre gloria numelui Tău. Te rog să lași ungerea Ta divină peste cei care vor vesti cuvântul Tău în ziua aceasta. Te rog să ne ajuți, Doamne, să ne deschidem inimile, să primim cuvântul în inimă. Te rog, o Tată din ceruri, să binecuvintezi întreaga această zi și toată lucrarea aceasta, Doamne. Îți mulțumesc că Tu îți vei pune mâna peste cei doi, Doamne, și vei binecuvânta. Vei binecuvânta căsnicia lor, Doamne. Îți mulțumim pentru toate numele scump al Domnului Iisus Hristos. Frați și surori, stimați nuntași, vă rog să vă reașezați. Dani și Deborah, mai puteți să rămâneți puțin ridicați, trec în partea asta să văd și părinții voștri. Aș vrea în numele celor doi, Dani și Deborah, să vă spun, bine ați venit la nunta lor. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sigur că apreciem eforturile dumneavoastră, v-ați desprins de lucrurile care le aveați de făcut, probabil, și ați privit important să fiți alături de cei doi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Încă o dată din partea lor vă spun un bun venit la această nuntă. Iar apoi, pentru voi, Deborah și Dani, ne bucurăm că suntem alături de voi. O zi importantă pentru voi, cea mai importantă zi din viața voastră, când aici, înaintea Domnului, ați venit să vă uniți în dragoste și să fiți împreună pentru toată viața. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sigur că bucuria noastră este deplină să vă vedem pe voi doi fericiți. Domnul să vă binecuvinteze. De aceea am cerut ajutorul Domnului, binecuvântarea Domnului și credem că și Dumnezeu va binecuvânta mai departe slujba din această zi. Vă mulțumesc pentru că ați rămas ridicați, puteți să vă așezați și voi. Și acum îmi îndrept gândul în dreptul celor două familii. Am vrea să spunem din toată inima ca Domnul să binecuvinteze familia Ciui, pe fratele Nelu, împreună cu soția, cu sora Cuța, părinții Mirelui. Din toată inima zicem ca Domnul să vă binecuvinteze. Sigur că ziua aceasta și pentru voi, ca și pentru cei doi tineri, este o zi plină de emoție, o zi plină de bucurie, când copiii voștri sunt înaintea Domnului să primească binecuvântarea. Frate Nelu, sora Cuța, Dumnezeu să vă binecuvinteze și apreciem tot ceea ce ați făcut pentru Dani în primul rând și credem că mai departe o să vă implicați în a-i susține, în special în rugăciune pentru cei doi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Apoi, pentru familia Rognean, din toată inima zicem ca Domnul să vă binecuvinteze și pe voi, frate Mitică, sora Emilia, părinții Miresei, a Deborei. Fiți binecuvântați de Domnul, ne bucurăm că
sunteți aici ca părinți a Miresei și ați venit din România să fiți alături de fiica dumneavoastră. Apreciem toate eforturile, Dumnezeu să vă binecuvinteze tot ce ați făcut pentru ei. Și pentru cele două familii vreau să vă spun că până aici le-ați purtat de grijă în tot ce ați putut. De aici încolo ne rugăm ca Domnul să le poarte de grijă. Iar voi să-i susțineți, așa cum spuneam fratelui Nelu și sora Cuța, prin rugăciune și mai departe Dumnezeu să-i călăuzească în drumul acesta al căsniciei lor. Amin. Frați și surori, stimați nuntași, urmează să ascultăm cântări, mesaje care vor fi transmise din partea Domnului. În mijlocul nostru îl avem și pe fratele Tică Ulici, Domnul să-l binecuvinteze, la timpul potrivit va avea un mesaj, un cuvânt de predică pentru cei doi și pentru noi. Fie numele Domnului lăudat, binecuvântat și ne încredem mai departe în Dumnezeu că El va fi cu noi la această nuntă. Amin. Thank you.
bucur mult să fiu astăzi împreună cu voi, să vă văd în ipostaza aceasta de mire și de mireasă. Spun asta pentru că de când am aflat că între voi s-a înfiripat o poveste de dragoste, m-am bucurat mult și chiar îi spuneam atunci Andrei, iată că în sfârșit pentru Dani Dumnezeu i-a pregătit o soție deosebită. Îi cunosc pe Dani și pe Deborah, niște tineri speciali, niște tineri deosebiți, dragi mie. Iar faptul că în această dimineață au ales să vină înaintea lui Dumnezeu ca să primească binecuvântarea din partea lui pentru viitoarea familie, Ciui, Dani și Deborah, mă bucură mult și zic ca Domnul să vă binecuvinteze. Vreau să citesc scurt trei versete din Coloseni, capitolul 3, care spun așa: astfel dar, Deborah și Dani, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unul pe celălalt și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Amin. Îmi doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze familia voastră. Îmi doresc ca Dumnezeu să vă poarte de grijă. Ceea ce aș vrea să vă urez în acest ceas de sărbătoare pentru voi, uitându-mă la aceste versete, mi-aș dori ca între voi să existe înțelegere. Dani, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, vedem că se repetă de câteva ori în care spune că soțul trebuie să-și iubească soția. Să iubești pe Deborah și doar pe ea. Dani, tot pentru tine mă gândesc, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, că trebuie să te porți cu înțelepciune față de Deborah. În toate situațiile vieții voastre, și în bucurii, și în tristeți. Și când sunt momente mai frumoase și momente mai grele, poartă-te cu înțelepciune și iubește. Deborah, tot la cuvântul lui Dumnezeu, dacă ne uităm în 1 Petru, capitolul 3, versetul 6, ne uităm la Sara și la Avram. Și am văzut că Sara l-a ascultat pe Avram. Să-l asculți pe Dani și mai mult decât atât, să-l respecti, pentru că spune acolo că Sara îl numea pe Avram domnul ei. Iubește-l și respectă-l. Un alt gând, vorbiți între voi, așa cum ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu, uitându-ne la aceste versete. Comunicați între voi. Iar voi împreună, amândoi, comunicați cu Dumnezeu pentru a avea o viață, o familie fericită. Un alt lucru pe care spune ultimul verset, mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragoste. Iubește Dani pe Deborah, Deborah iubește-l pe Dani și împreună, amândoi, iubiți-l pe Dumnezeu. Și dacă veți face aceste lucruri, sunt convins că Dumnezeu vă va binecuvânta. În toate momentele vieții voastre, Dumnezeu va fi de partea voastră și veți avea parte de binecuvântări. Fiți binecuvântați și m-am bucurat să fiu în această viață.
Ana și Deborah, stimați nuntași, din toată inima zice ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți împreună și nunta voastră să fie în mod deosebit binecuvântată de Dumnezeu. Vreau să spun câteva cuvinte, am timpul foarte limitat, dar cunosc amândouă familiile și vreau să spun câteva cuvinte despre ele și mai ales despre familia Ciui, vreau să spun ceva, că am trăit cu ei foarte mult și prieteni de familie în mod deosebit. Pe Mitică, pe frate Mitică, Rogneanu, era încă un tinerel când a trecut pe la mie prima dată, undeva prin anii 90. Nu era încă căsătorit, dar 24-25 de ani, probabil că ar fi avut atunci. Și a trecut timpul și a plecat undeva la Klagenfurt, după aceea în România, din nou, nu știam, nu ne-am mai întâlnit toată, parcă, în drumurile noastre. Și vreau să spun că peste câțiva ani de zile, în Biserica Speranța se făcea stăruință după Duhul Sfânt. Și acolo era o tânără care nu o cunoșteam și a venit și am stat de vorbă puțin, vorba de Deborah. Mi-aduc foarte bine aminte de seara aceea când am stat împreună de vorbă, era dezădăjduită, era dor de părinți, se simțea singură, problemele tinereților și așa mai departe și am zis, Deborah, dacă te încrezi în Dumnezeu, Dumnezeu poate să-ți dea aici un viitor. Ne-a rugat împreună, Dumnezeu botezat-o cu Duhul Sfânt, parcă peste câteva zile ne-am întâlnit împreună. După ce am aflat din ce familie vine, am adus-o la noi acasă împreună cu soția, s-au împrietenit împreună, au mers la lucru împreună. Și vorbeam adesea cu ea și întrebam, Deborah, cum ești? Cu Domnul este bine, era altă fată. Dar mai trecut câteva luni de zile, poate că 4-5 luni, și într-una de zile am întâlnit-o la biserică, ieșea afară din biserică, era nasul roșu și urechile roșii. Și am zis, mai Deborah, ce-i cu tine? Te-ai îndrăgostit? Era secretoasă, nu vreau să spui nimic. Da, o să auzi, o să vezi, o să fie, să nu știu ce. Și am zis, bă, lucrurile stau bune. Și atunci am vorbit cu Dani și Dani mi-a spus cum stau lucrurile. Slăvit să fie numele Domnului. Vreau să spun și două, trei cuvinte despre Dani, familia Ciui. Eram încă în pension către aproape de Unguri, undeva la Bad Arzmasdorf, împreună la pensioane, 88-89, după ce ne-am mutat la Linz. Eram în Linz și eram cu familia acolo, eram azilant politic în Austria, avem pașapoarte austriece, fratele Nelu Ciu era singur, familia lui era în România. Mă aduc foarte bine aminte de timpul acela. Și într-o zi am zis, măi Nelu, hai să facem ceva. Să aducem copiii aici, să aducem familia, să fie întregită. Nu se putea pe vremea aceea să aducem. Este o poveste cam grea de spus, dar m-am gândit să vă spun, Dani, ca să ții minte, că poate că n-ai auzit niciodată, să ții minte la nunta ta. Am trecut în Ungaria, la Hegeșalum, pe sora Cuța, am băgat un portbagaj la mașină, Audi 80, 4, pe Dani și pe Beni, care mai târziu unde veni să s-a căsătorit cu o fată de-a mea, cinerele meu, fratele lui. I-am trecut amândoi în mașină pe pașapoartele fetelor mele. Am ajuns la fața vameșilor, aveam niște emoții atunci pe vremea aceea, se uitau ei la mine, seamănă Dani cu mine, nu seamănă, avem poză în pașaport. Păi am zis, zică ei ce-o zice și gândească, și numai să nu le desfacă, mele erau fete. Să-i dezbrace cumva să uite la ei. Și s-a uitat la mine, s-a uitat la pașapoarte. Bă, pașapoartele s-au strece, de obicei ăștia nu mint. Hai să lăsăm să meargă. Și am scăpat. Și timpul de atunci a trecut, am trecut prin multe lucruri. Sunt părinții voștri care ar putea să vă spune, să scrie cărți cu ceea ce s-a întâmplat în vremurile acelea și cât de greu s-a trecut. Dragi tineri, prețuiți-vă, părinții. Deci până ce ați ajuns voi aici, ne-am trecut prin multe și prin grele greutăți. Ar dori ca căsnicia voastră din toată inima să fie o mare binecuvântare pentru voi. Și de câte ori ne întâlnim, să fiți cu zâmbetul pe buze. Dacă vor mai veni nori în viața voastră, să le treceți cu gândul la Dumnezeu și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.
Dani și Deborah, ne bucurăm mult să fim la nunta voastră în ziua aceasta, o zi frumoasă. Noi, cei care încercăm să venim aici în față, suntem grupul de închinare al Bisericii Speranța, Linz, și vrem să vă spunem că Dani face parte din acest grup și ne bucurăm mult că l-avem printre noi. Este un om înzestrat de Dumnezeu, cu talentul muzicii și, pe lângă muzică, este și talentat în partea tehnică. Și mulțumim Domnului că îl avem printre noi. Biserica Speranța are un foarte mare plus pentru că îl avem pe Dani și putem să spunem ca Domnul să-l binecuvinteze. Noi sperăm că de astăzi Dani se va implica mai mult. Sperăm că Deborah nu e aceea care să zică să-l tragă în jos din lucrarea lui Dumnezeu și sperăm ca și ea să se implice mai mult pe mai departe și Domnul să-i binecuvinteze. Sunt destul de apropiat lui Dani și zic asta din cauza că slujim destul de mult împreună și vreau să vă spun că la Dani îi place foarte mult să vorbească, cel puțin asta mi-am dat seama, și mai mult de atât la telefon. Și pot să vă zic că a fost într-o seară, ca multe alte seri, de fapt, eram deja cu soția mea, stăteam în pat, ne-am pus să ne culcăm și era destul de târziu, 10, 11, 11 jumate, și sună telefonul. Zice Denisa, zice Dani Ciui. Și zic, așa e. Ok, și i-am răspuns la un moment dat la Dani și Dani a încercat să-mi explice ce am putea să facem mai bine ca lucrarea lui Dumnezeu să meargă mai bine. Mă gândeam, Dani, la ora asta mă sun pentru chestia asta. În fine, au trecut toate bune. Zice Denisa, cred că Dani ar trebui să se însoare. Și iată, ziua a venit și se întâmplă acest lucru și ne bucurăm. Acum credem că mergem înainte în lucrarea lui Dumnezeu și ne bucurăm că ai găsit-o pe Deborah, Deborah l-ai găsit pe Dani. Domnul să vă binecuvinteze și vrem să vă lăsăm această cântare. Este o cântare care vă motivează ca împreună să faceți orice lucru. Și mai mult de atât, refrenul spune doar împreună să vă iubiți, tot înainte să nu dați înapoi. Ca diamantul să vă prețuiți unul pe altul ajutându-vă. Haideți să cântăm cu toți această cântare.
Dani și Deborah. Să știți că venind la nunta voastră, parcă am preluat și eu emoțiile voastre. Mi se întâmplă mai rar să simt așa un fel de implicare în ce privește organizarea unei nunți, dacă nu-i cineva apropiat familiei. Însă toată povestea asta voastră, în special cu organizarea acestei nunți, știind că voi ajunge la Timișoara, am ajuns la Linz. Și știu că au fost foarte multe frământări. Oare o să mai avem noi posibilitatea să facem nunta exact când ne-am programat-o? Dar n-am reușit să facem unde am crezut. Păi, cum o să facem? Hai să căutăm undeva în zona noastră. Mă și gândesc acum la prietenele tale, la cei din România care n-au putut ajunge la nuntă și au știut că acolo o să fie nuntă. Dani, nu știu cât de preocupați ați fost să fie exact așa cum v-ați gândit. Însă, într-un final, hopa, am reușit să găsim un loc unde să fie și... M-am uitat la voi când a intrat tu înăuntru. El te aștepta așa cu emoție, știi? Iar tu ai intrat așa, gale, elegant. Se uitau la tine oamenii. Când te-ai văzut deja, ai intrat aici, așa. Ai făcut... Când au cântat surorile tale, Dani, te-ai uitat și încercai să le spui, mă băieți, e nunta mea. E nunta mea, înțelegeți? E nunta mea și trebuie să fie sunetul. I se uita Dani la băieți și știi butonul ăla, acolo trebuia să... Asta e nunta voastră. Asta este nunta voastră. Așa cum o vedeți. Cu invitații aceștia, voi doi, în față, uitându-se oamenii la voi. Dar vreau să știți că voi urmați un plan. Un plan bine stabilit. Nu de voi, ci de Dumnezeu. Și planul acesta, stabilit de Dumnezeu, voi nu faceți altceva decât îl împliniți. Adică mergeți pe el. V-aș pune o întrebare personală. Că mai înainte unul din frați a zis, Dani, a zis mai înainte că Dani a găsit-o pe Deborah și după aia Deborah l-a găsit și pe el. Nu știu dacă e chiar așa, dar dacă vreți, care? Cum o... Spuneți după, da? Probabil, da. Sunt multe de spus. Da. Deci fiecare poveste e frumoasă și interesantă în felul ei. O să spun acum la început câteva chestiuni care cred că potrivesc bine spuse. Știi ce înseamnă numele tău, Daniel? El bate în două direcții. Daniel înseamnă judecător sau a judeca. Potrivește pentru un bărbat asta. Nici nu-ți poți imagina câte lucruri te așteaptă să le judeci și să fii judecător. Însă, în același timp, numele tău înseamnă și îndurare și dăruire. Deci îți dai seama cât de complex trebuie să fii încât să ai capacitatea de a judeca în ce privește familia, de a lua rolul de judecător și în același timp să fii dăruit. În același timp să ai îndurare. Nu o să fie simplu. După 18 ani de căsătorie, îți mărturisesc că nu-i simplă viața de căsătorie. Are foarte multe provocări. Însă, dacă vei înțelege aspectul acesta al omului Daniel, care înseamnă judecător sau a judeca, care înseamnă îndurare și dăruire, vei înțelege că
că astea trebuie îmbinate de foarte multe ori în viață. Debora a fost o judecătoare. Însă m-am interesat să văd ce înseamnă cuvântul acesta, Debora. Și am găsit ceva interesant. Debora este femeia cu dragoste de țară. Interesant, nu? Debora este femeia cu dragoste de țară. Iar numele tău, din ebraică, știi cum se traduce? Albina. Și îmi dau seama că Albina are un simbol foarte interesant. Albina are multe semnificații. Mă, nu știu cât de albinuț ai fost tu acasă. Mamă s-a zice, da, pentru cei ce nu o vedeți. Mi se pare că a fost chiar o albinuță. Hai să ne uităm puțin la simbol. Albina este simbolul hărniciei. Albina, auzi, simbolul muncii. Albina reprezintă perseverență. Este un simbol al colectivității. Și albina este un simbol al familiei. Am vorbit de curând cu cineva din zona Timișoarei, care este pasionat de albine, și spunea el, dacă noi ca oameni am fi ca și albinele de organizați și de serioși în munca pe care o facem, toată lumea ar arăta total diferit. E un complex de sistem în ce privește albinele și munca lor. Iar marele fizician Albert Einstein, am citit că prin anul 1924 a făcut o declarație și el spunea că dacă n-ar mai exista albine în lume, lumea ar înceta să mai existe în 4 ani. Dacă n-ar mai exista albine. Culturile de fructe și culturile de legume, dacă nu ar fi polenizate, în cea mai scurtă perioadă ar dispărea. Și întreaga omenire ar avea de suferit în direcția aceasta. Acum, dacă ar dispărea femeia din contextul acesta al lumii, absolut e clar, n-ar mai exista lume, nu-i așa? Așadar, astăzi, voi doi alegeți să vă uniți pentru totdeauna. Viața de căsnicie este un drum mai lung sau mai scurt, în funcție de cât îi dă Dumnezeu fiecărui om să trăiască. Pe parcursul acestui drum, omul întâlnește tot felul de chestiuni. Și uneori îi întreb pe oameni, de ce te căsătorești? E foarte important cum răspunzi la această întrebare. Acum tu ești aproape în fața faptului împlinit. Nu știu dacă ți-a pus cineva întrebarea aceasta până acum și nu știu dacă ai răspuns la întrebarea aceasta. Însă atunci când un băiat vrea să se căsătorească, un bărbat își face în imaginea lui următoarea idee. Mă căsătoresc să îmi meargă mai bine, mă căsătoresc să am mâncare caldă când vin acasă, mă căsătoresc să am o casă în care curățenie să fie exemplară, mă căsătoresc pentru că soția mea o să mă iubească, noaptea o să avem nopți extraordinar de frumoase și o să fie extraordinar de împlinitor și abia aștept să mă căsătoresc, ca toate să-mi fie bine. Nu mă aștept eu ca ea, dacă cumva nu înțelege, să stau și să nu-i spun nimic. O să bat cu pumnul în masă și o să o îndrept eu. Adică nu o să vină să-mi spună că ea nu a avut timp, că ea a fost obosită și nu și-a putut termina treburile casei. Pe de cealaltă parte, încerc să mă pun în papucii unei femei și să mă gândesc, abia aștept să mă căsătoresc, spune ea, femeia. De ce? Auzi, abia aștept să fie bărbatul ăla așa gingaș cu mine, să vorbească cu mine, să mă înțeleagă, să mă scoată tot timpul în oraș, la mese frumoase și romantice, să-mi dea bani,
să am ce să cheltui. Ce ziceți? Surorile, femeile, nu ziceți nimic. E foarte important să răspunzi la întrebarea aceasta, de ce te căsătorești? Știți că voi când faceți alegerea aceasta, voi faceți o alegere extraordinar de frumoasă în același timp și extraordinar de sublimă. Auzi, eu prin căsătorie aleg să renunț la proprietatea mea. Iar eu aleg să mă dăruiesc altuia să fie stăpân pe mine. Foarte interesant lucrul ăsta. Păi eu am crezut că dacă mă căsătoresc o să... Se spune că cineva la un moment dat a avut o telecomandă și n-a mai funcționat. Și eu zis bărbatul la nevastă, nevasta la bărbat, că zice, mă bărbate, nimic, vin acasă și telecomanda de la garaj nu funcționează. Ce-i de făcut? Păi s-o fi stricat, probabil că îi schimbăm bateria, vei să nu cumperi una chinezească, să cumperi una serioasă, să nu țină numai o săptămână. Zis și făcut, ia telecomanda, o schimbă și îi dă la nevastă sau merge și nimic. Trebuie să chemăm un specialist. Îi spune că s-a dus la un specialist și schimbarea unei telecomenzi probabil costa undeva la 100 de euro, dar specialistul a zis, domnule, ai schimbat bateria? Că în general problema la aceste telecomenzi, da, domnule, am schimbat. Ce baterie ai pus? N-am cumpărat chinezească, domnule, am cumpărat una serioasă, una care... Dar nu înseamnă că n-au chinezii, să nu mă înțeleagă cineva greșit, da? Știm că se fac lucruri așa la foc automat, în fine. Și... ai rezolvat? Da, domnule, da, și nu funcționează. Specialistul ia telecomanda în mână, o desface, se uită și zice, da, asta e problema. Domnule, în loc să pui telecomanda într-o poziție, tu ai pus exact în poziția inversă. De-aia nu funcționează. Pentru că nu s-a conectat. În căsătorie, de aia unele lucruri nu funcționează pentru că ei nu sunt conectați unul cu celălalt. Ei au impresia că e totul pentru ei. Și n-au înțeles că ei, de fapt, sunt oameni care trebuie să dăruiască, să se pună la dispoziția celuilalt. Adică eu presupun că în ziua de astăzi stau în fața a doi tineri, Dani și Deborah, care voi sunteți fericiți, iar fericirea voastră se va transmite celuilalt, adică eu aleg să-i transmit fericirea Deborei, spune Dani, și reciproc face Debora pentru Dani. Adică ei nu sunt cu plusul pe invers. Ei sunt conectați. El nu dorește doar pentru el. Căsătoria presupune să renunți la tine pentru ca altul să fie stăpân pe tine. Asta parcă nu sună bine, dar prin căsătorie eu mă vând. M-am vândut soției mele prin căsătorie. Iar ea este stăpână pe mine. Dacă nu credeți, citiți în capitolul 7 din 1 Corinteni, dacă nu greșesc, 10. Acolo spune Scriptura că nu femeia, nu bărbatul este stăpân pe trupul ei, adică femeia nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Și nici bărbatul nu-i stăpân pe trupul lui, ci femeia, soția. Cuvântul pe care mi-am propus să-l citesc, pe care o să vi-l amintesc, este din Geneza. Îmi place foarte mult să fac referire la acest text. Text în care Scriptura vorbește despre primii oameni care s-au întâlnit. Dacă m-ați întrebat pe mine când am întâlnit-o pentru prima dată pe soția mea și cum s-a aprins un beculeț, e frumoasă povestea mea, că s-a întâmplat în biserică, nu o cunoșteam pe ea, eu eram un... Știți unde umblă băieții care vin la biserică în general, care n-au treabă cu biserica? Unde eram? La balcon. Am zis să nu mă vadă nimeni, nu am treabă cu nimeni. Am ajuns și eu într-un loc în balcon și m-am uitat și atunci... fata Delia, actuala mea soție, recita o poezie. Mi-am adus aminte, Dani, că de multă vreme nu mai recitat.
Dani, să nu cumva după ce te căsătorești să nu mai butonezi și să nu dai de lea, vezi că trebuie să reciți. Asta învăț de la nunta asta. Ce am făcut înainte, să nu zică oamenii că m-au trecut 18 ani. Ce să, niciodată nu-i târziu. M-am uitat la ea și când am văzut-o am zis, ce fain ar fi să o cunosc pe fata asta. Acum v-am spus și am gândit eu în urmă cu mulți ani de zile. Și-o dat Dumnezeu că am căutat-o după aia, am văzut cine îi și astăzi sunt căsătorit și avem și 6 copii. Apropo, faci parte dintr-o familie de 6 copii. Am vorbit cu tatăl tău, l-am cunoscut astăzi. Băiat jovial, așa, bărbat. Nici nu aș fi crezut că e așa tânăr. Și mama ta, păreți foarte tânără. Domnul să vă binecuvânteze și să vă țină așa toată viața. Deci, de bună voie m-am băgat, dacă vrei, în lațul căsătoriei. Te-ai băgat de bună voie în lațul căsătoriei și ai acceptat să fie ea stăpâna ta. Ăsta e planul lui Dumnezeu și Dumnezeu zice, omul va lăsa pe tatăl său și pe mama sa și el de bună voie se va lega de nevasta sa. Și cei doi se vor face, citiți acolo și vedeți, ei doi se vor face un singur trup. Dacă ea este proprietatea mea, ea trebuie să fie supusă proprietarului. Nu-i așa? Asta e o chestiune pe care, nu știu dacă o reușim să o dezbatem, însă vreau să vă spun că voi în căsătoria pe care, în care veți intra, veți intra și veți avea funcții diferite. Voi veți avea funcții diferite și funcțiile voastre diferite sunt și responsabilități diferite. Bărbatul are funcția de conducător. Bărbatul are funcția de conducător și de astăzi, după ce vei fi declarat soț, tu devii conducător în familia ta. Iar Deborah înțelege că în familia voastră există un conducător. Știți că niciunde în lumea asta, frate Dor, am ajuns la o biserică la un moment dat și am vrut să punem un conducător de adunare. Și o zis cineva, frate, nu pune un conducător, pune 3. Băi, oameni buni, nu e posibil asta. Nu e posibil. Nu e posibil ca 3 să conducă. A, că ei vorbesc între ei și se înțelegă. E una, dar unul conduce, domnule. În familie există funcția de conducător și aia îi revine bărbatului, nu soției. Asta nu trebuie să fie supărată soția. Soției îi revine o altă funcție. Ea e diferită în conducere. Ea comunică cu conducerea. Ea ține legătura cu conducerea. Nici în biserică nu punem 5 păstori, toți să o conducă. Dar e haos. Nu funcționează. Dumnezeu a zis, el e conducătorul, iar ea, auzi, ea o să-i spunem ajutorul potrivit pentru conducător. Wow! Conducătorul are nevoie de ajutor? Da! Pastorul are nevoie de oameni cu care să se concilieze? Da! Pastorul are nevoie și omul în căsnicie are nevoie de cineva cu care să se consulte. El nu o să-i spună la nevastă, nevastă, vezi că numai ce am cumpărat o mașină. Ai putea să faci asta? Nu-i place la Deborah. S-a uitat așa un pic mai... Dar și nevasta poate să facă așa. Dar nu așa funcționează lucrurile. Și atunci el îi spune Deborah, draga mea, uite, am hotărât să cumpărăm o mașină. Tu ce spui? Și tu o să spui ceva, mă rog. Nu știu ce o să spui, o să spui ceva. Dar în final, Deborah, în final, funcția de conducător se aplică. Și am mai spus-o și în alte părți. Uneori am avut dilemele mele cu Dumnezeu și am spus, Doamne, să știi că nu e simplu să fii conducător și să iei decizii. Nu e simplu. Pentru că de atâtea ori am fost pus în situația în care dacă alegeam asta, nu ieșea așa de bine. Dacă alegeam invers, nici așa nu ieșea bine. Dar una dintre cele două trebuia să aleg. În căsătorie veți vedea, veți avea nevoie de înțelepciune, iar el,
devine conducător în familia voastră. Debora, ești ajutorul potrivit numit de Dumnezeu pentru el. Împlinește-ți acest rol. Voi oricum sunteți foarte diferiți unul de celălalt. Foarte diferiți. Am urmărit de curând o postare și mi-a plăcut ideea asta. Adică mi-a plăcut imaginea ca să înțelegem cum funcționează bărbatul și femeia. Spune că creierul unui bărbat este construit din mai multe cutii. Fiecare cutie are doar un anumit subiect în ea, nu are mai multe subiecte. Iar fiecare cutie este închisă separat în mintea și în creierul bărbatului. El are o cutie pentru soție, are o cutie pentru soacră, zicea cineva undeva mai jos, dar și aia undeva, are o cutie pentru mașini, are o cutie pentru tehnic, aia probabil undeva mai sus, are pentru Dani, are cutii, are multe cutii, dar fiecare cu un subiect în el. Iar el când vorbește despre mașini, el scoate cutia mașini și vorbește despre mașini. Când vorbește despre tehnic, scoate ușor cutia din creier a tehnicului și vorbește despre tehnic. După ce a terminat subiectul tehnic, îl pune frumos înapoi fără să se mai atingă de celelalte cutii. În comparație cu creierul femeii, care are o sumedenie de cutii, toate interconectate între ele și amprentate de emoție. Deci e un tumult, tot, e plin, toate cutiile sunt conectate una de alta. Când vorbește despre mamă, poate vorbi și despre mașini, poate vorbi și despre grădiniță și despre și când a fost și ce a fost. Vorbeam acum pe telefon când veneam acasă și chiar am realizat lucrul ăsta. Vorbeam ca bărbații și soția asculta și vorbeam cu un alt prieten, o chestiune. Și după ce termin eu discuția, mă ia soția, băi, dar așa încet ești la vorbă cu el, dar n-ai văzut că nici el nu a vorbit repede. Păi, dar atâta vă trebuie până realizați-o. Păi, avem noi timpul nostru. Atâta. Păi, dar imediat trebuia pac. Stai că-s bărbat. Eu una știu să fac. Nu s-a amprentat de... O iau frumos, ușurel, discutăm problema. Băi, noi femeile imediat rezolvăm problema. Asta e diferență între el și ea. Și știi care e situația? Când apare și emoția, că la noi... Asta e ideea, când apare emoția. Când apare emoția la o situație, spune că se arde acel eveniment în creierul femeii și nu mai uită. S-o amprentat acolo și nu-l mai uită. Acolo a rămas. Și se spune că la noi, la bărbați, există o cutie specială. Și în cutia asta specială nu este nimic. E foarte interesantă ideea asta. Mi-a plăcut. Că m-am regăsit. Serios. Dar femeile trebuie să înțeleagă că există situații de felul acesta în care bărbații, efectiv, ai zice că, domnule, cum un bărbat merge la pescuit, nu trebuie să se concentreze prea mult. De atâtea ori vin acasă și spun soției, mă, nu vreau să mă mai gândesc la nimic, vreau numai să stau, să... Dar cum poți tu să stai fără să te gândești? Păi există momente în care efectiv stau și nu mă mai gândesc la... Că nu vreau, prea mult m-am gândit la un anumit lucru. Femeile sunt diferite de noi. Eu trebuie să le înțeleg. Iar eu când nu vreau să vorbesc și ea nu înțelege cum funcționez, ea o să vină și dragul meu, dar ce problemă ai? Cu ce te confrunți? Ia spune-mi repede, care e problema ta? Și el zice, nu vreau să vorbesc acum. Și ea îl pistonează și spune, dragul meu, și ei vor căsnicie binecuvântată, dar nu se poate, că trebuie să le înțelegi cum funcționează. Iar ea, când are o situație și o problemă, trebuie să o înțelegi că ea atunci când are o problemă și tensionată, ea are nevoie de cineva care să o asculte. Însă noi bărbații, când ascultăm pe cineva și ne spune o problemă, în mintea noastră se acționează automat ideea că trebuie să repar problema respectivă. Că de aia îmi spui că e o problemă, pentru că trebuie să o repar. Nu încerca să repar când ea vrea să spune ceva, ea vrea numai să fie ascultată, nu să o repar. Iar dacă nu faci asta, o să se zice, ce tu, mă? Nu, las-o să spună și zici, te înțeleg, draga mea. Să știi că sunt alături de tine. Nu vrea nimic altceva decât atât. Și o să zică, ce bărbat înțelegător am. Doar ai stat și ai ascultat. Și
Și în toată situația aceasta, femeia trebuie asociată cu conducerea. Noi nu putem să excludem femeia. Femeia nu e undeva jos, nu e undeva un preș. Femeia este asociată conducerii. Femeii uneori îi poți delega funcții de conducere. Draga mea, eu nu sunt aici. Bună oară, tu îi poți spune ei, tu vei deveni preot în casa ta. Ai responsabilitatea să te rogi pentru casa ta. Ai responsabilitatea să te rogi pentru soția ta, pentru viitorii copii. Când vei avea copii împreună cu ei, să-i înveți. Însă dacă cumva nu poți să faci tu lucrul acesta, îi spui soției, draga mea, te rog, ocupă-te tu de treaba asta, că ei știi că sunt plecat și am aia și aia și aia. E atât de importantă relația aceasta pe care Dumnezeu ne cheamă să o avem unii cu alții. Și nu în ultimul rând, sunt câteva chestiuni și datorii pe care soții și soțiile trebuie să le împlinească. O să merg fugitiv peste ele. Una din datoriile pe care le are o soție care cu adevărat vrea să fie fericită și binecuvântată în căsătoria ei este să-și cinstească bărbatul. În Estera, în capitolul 1 cu versetul 20, apare o situație în care împăratul realizează că în împărăția lui femeile nu respectau asta. Și a dat o lege ca peste tot toate femeile să-și respecte bărbații. Există o problemă aici. S-ar putea ca unele femei din necunoștință să nu respecte. Vă chem în numele Domnului pe toate cele ce sunteți soții și cele ce vreți să deveniți soții. Una din chemarea pe care vă face Dumnezeu este să dați respect bărbatului pe care îl urmați. Apoi un alt aspect este să fie gospodin. Asta e destul de practică. O să vezi mai departe. Să știi că e complicată despărțirea asta între băiat și nu știu dacă el a fost băiatul lui tata sau al lui mama, sora. Al lui mama. Că știți ce se întâmplă? Nu ne cunoaștem așa de bine, dar știți ce se întâmplă în situația asta? Zice, Scriptura spune, nu noi spunem. Și un principiu biblic. Va lăsa pe mama și pe tata și se va lipi de nevastă sa. Mă, dacă el a fost băiatul lui mama, păi unde știe Deborah ce îi place lui mai mult și cum îi place, sărat sau dulce? Desertul ăla și mâncarea și cum se fie aranjate hainele și... Dar știe fata asta? Păi eu când mă uitam la el știam exact, domnule, dacă îl doare capul, dacă îl doare umărul, dacă e obosit sau dacă nu. Mama s-a imediat intrat prin el în radiografia și spunea, asta e problema la băiat, ia vină în coace să... Și acum mama trebuie să creadă că Deborah o să știe să facă aceeași radiografie. O să știe, soră. Liniștiți-vă că o să știe. Liniștiți-vă că o să știe și dați-i credit că o să facă treaba asta. Și Domnul să vă binecuvânteze. Asta este situație. Va lăsa. Nu înseamnă că te desparți de ei și nu te mai interesează. Nu există asta. Dar ca voi din ziua de astăzi nu o să fie nimeni. Sunteți unici. Sunteți unici. Nunta asta e unică. Că sunteți voi doi în mijloc. Și ca și gospodină spune că femeile în vârstă să le învețe pe cele tinere să fie cumpătate, să fie... No, mă gândesc că deja ai luat tot ce-o trebuie de luat și acum ai locul unde să aplici. În familia ta. Aici trebuie să fii gospodină. Asta e o chestie practică. Apoi ești chemată. În 1 Corinteni 7 cu 10 spune nevasta să nu se despartă de bărbat. Asta nu înseamnă că bărbatul trebuie să se despartă de femeie. Dar uitați-vă în 1 Corinteni capitolul 7 cu versetul 10, cuvântul lui Dumnezeu spune nevasta să nu se despartă de bărbat. Bun. Dacă vrei căsnicie binecuvântată, responsabilitatea este asta. O spune cuvântul lui Dumnezeu, nu ticăulici. Nevasta să nu se despartă de bărbat. Și aici spun eu, nici bărbatul să nu se despartă de nevastă. Și ele, zice Scriptura, să fie cinstite, necleveditoare și cumpătate. Și pentru el avem ceva. Câteva datorii ale soțului. În primul rând, să recunoască în persoana soției parte din el.
Pentru noi bărbații e așa de greu să recunoaștem că avem nevoie să fim ajutați. E un pic complicat asta. Cum să mă ajute pe mine cineva? Da, păi, dar ridic eu asta de 20 și le arăt la toți că eu sunt forțos și puternic. Și Domnul vine și spune, bărbate, tu ai nevoie de ajutor. Și Dumnezeu a spus, am să-i fac un ajutor potrivit. Recunoaște, dragul meu, Daniel, în Debora de azi înainte, că ea este parte din tine. Ea face parte din viața ta. Ea e luată din tine. Iar voi doi deveniți una. Am exemplificat odată la biserică chestiunea legată de ce se întâmplă acum în lumea noastră. Că prea mulți oameni își permit să gândească că oamenii se pot despărți. Și faceți, dacă vreți, exercițiul acesta pe care l-am făcut eu odată bisericii, exemplificând ideea că ceea ce astăzi se întâmplă aici și ceea ce Dumnezeu unește, Dumnezeu spune că ei sunt una. Ei devin un singur trup. Spuneți-mi cum mai poți un singur trup să-l desparți fără să-l omori. Asta nu se poate. Și am luat două foi. Am luat două foi, le-am lipit una de cealaltă. Și după ce le-am lipit bine una de cealaltă în fața bisericii, am încercat să explic ce crede lumea că se poate. Dom'le, se poate după ce s-a format un singur trup să se formeze din nou două trupuri? E imposibil. Nu se mai poate asta. Și am încercat să dau din nou explicație și să desfac. Știți cum s-a desfăcut foile? Știți cum s-au desfăcut foile? Frajuri s-au făcut. Și-a venit o nepoată de a noastră care avea vreo 12 ani și-a zis, vai, niciodată nu m-am gândit că e așa serioasă treaba cu căsătoria. Când am văzut că foaia aia se rupe și că ai o singură dată șansa să decizi și că nu se poate altfel, a zis, vai, nici nu m-am gândit la treaba asta. Nici nu m-am gândit cât e de serios pus problema căsătoriei. O faci o singură dată. O singură dată. Și acolo trebuie să fii convins de ceea ce faci. Orice vei face de acum înainte, nu o să te mai gândești numai la tine. Trebuie să gândești la ea. Și atunci, practic, dacă te duci la magazin, de exemplu, îți aduci aminte de ea. Oare ce-i place? Oare cum i-ar place? N-ai vrea să-ți cumpăr ceva? Și tu o suni, auzi, nu cumva îți lipsește ceva din frigider? Nu ne lipsește ceva? N-ai vrea să... Uite, și ea zice, ăsta-i bărbatul meu. Păi când face un bărbat asta, vă dați seama ce nu pot să zic neapărat, că poate că e prea mult să zici că e măgulit, că nu neapărat că e măgulit, dar zice, cuiva îi pasă de mine. Adică nu m-a dat la o parte, se gândește la mine. Mi se întâmplă de atâtea ori, uneori soția să-mi trimite un mesaj și eu exact atunci să vreau să o sun sau să-i trimit un mesaj și zic, chiar acum, ce frumos e când amândoi se gândesc unul la celălalt. Nu? Așa, peste zi. Îmi place Proverbe 5 cu 18 care spune că bărbatul să se bucure de nevasta tinereții lui. Asta e ce spune Biblia. Bucură-te de nevasta tinereții tale. De azi înainte. Oriunde o să te vadă frații ăștia că mergi, din magazin, oriunde ești, când o să butonezi alea, tu o să fii numai zâmbet. Și când zici, ce cu tine, mă? Ce cu tine, Dani? Păi băi, ești căsătorit. Înțelegi? Ești căsătorit. Îți fericit! Îți împlinit! Ăsta-i, Dani, împlinit! Bucură-te de nevasta tinereții tale! Și nu în ultimul rând, iubește-o. Nu de puține ori spune în Efeseni, bărbații să-și iubească. Dar exemplu iubirii nu e exemplu luat din altă parte decât de la cel care este adevăratul model pentru noi, Hristos. Așa trebuie să iubești tu, Dani, și așa trebuie să iubesc eu și toți bărbații, soțiile. Cum? Cum ai iubit Hristos? Și se pune următoarea întrebare. Cum ai iubit Hristos? Știi cum ai iubit Hristos? Hristos a iubit biserica dăruindu-se. Dăruindu-se. Așa o să o iubești pe Debora, pentru ca a voastră căsătorie să fie binecuvântată. Draga mea, te iubesc dăruindu-mă. Nu o să-ți fie niciodată greu dacă la ora 11 noapte ea spune... Dragul meu, am auzit ceva în curte.
Nu vrei să mergi să vezi ce e acolo? Lasă-mă că o pisică o sări de la vecinul. El, de dragul ei, se ridică din pat, ia lanterna, aprinde becul și merge și când vine înapoi, draga mea, poți să te culci liniștită, nu a fost nimic. De dragul ei, te dăruiești. Apoi Iisus Hristos, știi cum a iubit biserica? Oferind timp pentru ea. Ia-ți timp, fă-ți timp. Și Domnul Iisus ni s-a dat ca un dar. Surprinde-o din când în când. Surprinde-o din când în când. Și cred că în această zi am participat și particip la una dintre nunțile care vor fi binecuvântate de Dumnezeu. Pentru că mai mult decât persoanele care au venit, unele din România sau alte din altă parte, voi astăzi am spus la început că urmați un plan, planul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se uită la voi acum. Iar binecuvântarea lui Dumnezeu se coboară peste oamenii care împlinesc planul lui Dumnezeu. Și nu-mi doresc nimic altceva decât Dumnezeul care v-a creat, Dumnezeul înaintea căruia stați și înaintea căruia vă veți lega unul pe celălalt. Acest Dumnezeu să fie permanent în viața voastră. Iubește-o cum a iubit Hristos biserica. Iar tu trăiește la intensitate viața de familie cu iubitul și preiubitul inimii tale, cu Daniel. Domnul să fie cu voi și Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Frați și surori, stimați nuntași, vă invit pe toți să stăm ridicați. Dani și Deborah, urmează momentul solemn când vom oficia căsătoria. Sigur, așa cum spuneam de la bun început, credem că cel care dă binecuvântare este Dumnezeu. Urmează să depuneți cuvântul vostru înaintea Domnului, înaintea părinților, înaintea slujitorilor, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți. Și pot să vă spun că e cel mai important moment acum când noi vrem să vă auzim ce veți declara. Va mai mult ca atât, credem că cerul este prezent aici și înaintea lui Dumnezeu o să declarați ceea ce voi aveți în inimă. Aș vrea să vă pun o întrebare. Dani și Deborah, credeți că și Domnul este prezent aici la nunta voastră? Așa este. Domnul să vă binecuvinteze. Aș vrea să vă întrebăm. Dani, urmează să ne răspunzi tu primul în calitate de mire și viitor soț. Și am vrea să ne spui dacă din dragoste și nu din alt interes e în căsătorie pe Deborah. Da. Domnul să te binecuvinteze. Dani, aș vrea să te întreb și să răspunzi înaintea Domnului, așa cum spune cuvântul Domnului bărbaților, iubiți-vă nevestele cum și-a iubit Hristos biserica. Vrem să te întrebăm și să declari înaintea Domnului, dacă numai și numai din iubire o iei în căsătorie pe Deborah. Numai din iubire. Domnul să te binecuvinteze. Dani, aș vrea să te mai întreb și să ne răspunzi pentru câtă vreme dorești să rămâi credincios acestui legământ de căsătorie pe care îl faci astăzi înaintea Domnului cu Deborah. Toată viața mea. Domnul să te binecuvinteze. Urmează acum fratele Nicu să o întrebe pe Deborah. Deborah, ai emoții? Și eu. Deborah, vreau să te întreb în fața Domnului, în fața martorilor, văzuți și nevăzuți, dacă din dragoste curată și numai din dragoste vă lei în căsătorie pe Dani. Da, din dragoste. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.
astăzi stai în fața unui legământ, așa cum zicem noi, cu sens unic, fără întoarcere înapoi. Și vreau să te întreb până când ești hotărâtă să duci legământul acesta. Toată viața mea. Dumnezeu să te binecuvânteze. Amin. Vă rugăm acum să faceți un pas în față, îngenunchiați înaintea Domnului cu fața unul spre celălalt. Iar apoi fratele Nicu Coste va rosti rugăciunea de binecuvântare. Doamne, venim în fața Ta și Te binecuvântăm în ziua de astăzi, Doamne. Stăm aici în fața Ta, Doamne Dumnezeule, și este o familie nouă, Doamne, care și-au spus da. Și așteptăm în momentele acestea, Doamne, ca mâna Ta să fie peste ei. Așteptăm ca binecuvântarea Ta, Doamne, să fie peste ei, Doamne. E singurul care pot să dai binecuvântarea, Doamne. Te rog, fă această familie o cetate puternică, Doamne, care să nu poate escalada nimeni, Doamne. Tu să fii Domnul și Mântuitorul lor, Doamne, să fii în mijlocul ei, Doamne. Mă rog în mod deosebit să o binecuvintezi, Doamne, cu binecuvântările cerului și ale pământului, Doamne. Tu ești gata să o faci în ziua de astăzi, Doamne, căci te simțim aici prezent, slăvit să-ți fie numele Tău, Doamne. Te rog în mod deosebit, Doamne Dumnezeule, să-i binecuvintezi pe Dani cu calități de soț, Doamne, să o iubească pe Deborah, Doamne, să-i dai puterea aceasta, Doamne, să o facă oricând în viața lui, Doamne, chiar și atunci dacă poate va greși, Doamne, dă-i puterea să o iubească, Doamne. Mă rog pentru Deborah, Doamne, să o faci o soție, Doamne, supusă lui, Doamne, să poată să zică totdeauna sunt ajutorul Tău potrivit și să nu crede la aceasta, Doamne. Mă rog pentru amândoi în mod deosebit, Doamne, să binecuvintezi familia aceasta cu dragoste, Doamne. Dragostea ești Tu, Doamne, și Tu să nu lipsești niciodată din familia aceasta, Doamne. Mă rog să-i binecuvintezi cu unitate, Doamne. Astăzi fă-i un singur trup, Doamne, și fă ca bucuria Ta, Doamne, să fie peste ei, Doamne, într-un mod deosebit, Doamne. Te rog într-un mod deosebit să le dai pacea Ta, Doamne. Lasă pacea în familia aceasta, Doamne. Ori și când, Doamne, în vremuri grele, în vremuri frumoase, Doamne, pacea Ta să fie în inima lor, Doamne. Pacea Ta, Doamne, trece orice lucru, Doamne. Îți mulțumim pentru aceasta că o vei face, Doamne. În mod deosebit te rog, Doamne, dacă vei hotărâ în familia aceasta să le dai copii, Doamne, dă-le copii sănătoși, Doamne, binecuvintează-l pe Dani, Doamne, ca preot în casa lui, Doamne, și fă ca lucrul acesta, Doamne, să fie în viața lui permanentă, Doamne, iar pentru Deborah mă rog, dacă vei da copii, Doamne, și vei hotărâ lucrul acesta, să faci o mamă răbdătoare, Doamne, și copiilor, Doamne, să-i îndrepte spre Tine, Doamne, ca într-o zi să ne bucurăm cu toții, Doamne. Acum, în momentele acestea, Te rugăm, Doamne, binecuvintează în continuare această familie, Doamne, ziua de astăzi, toți nuntașii, Doamne, care sunt în locul acesta, Doamne, cerem binecuvântarea Ta peste ei, Doamne. Noi ne tragem mâinile de peste ei ca lucrători, Doamne, ca slujitori ai Tăi, dar mâna Ta să fie totdeauna, Doamne. Te rugăm aceasta în numele lui Iisus Hristos, slăvit să-ți fie numele Tău. Amin, amin. Dani și Deborah, pe baza acestui certificat, în urma rugăciunii de binecuvântare, vă declarăm căsătoriți, soț și soție, și dorim din toată inima ca Domnul să vă binecuvinteze. Deborah, aș vrea să ne spui tu cum este numele tău de familie de astăzi înainte. Domnul să binecuvinteze tânăra familie Cioi. Înainte ca să vă dăm voie să porniți, să plecați din locul acesta, vreau să vă citesc un cuvânt din Scriptură, un cuvânt foarte important pentru voi. Pe care aș vrea să-l auziți.
voi doi, să-L audă părinții voștri care sunt aici alături de voi, să-L audă toți prietenii, frații, surorile, toți nuntașii. Și uitați ce spune cuvântul Domnului, citesc Evanghelia după Matei, capitolul 19, de la versetul 5. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe nevasta sa și se va alipi. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va alipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce-a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Este cuvântul Domnului, este cuvântul pe care Domnul Iisus Hristos l-a rostit. Aș vrea pentru voi să rămână un decret al lui Dumnezeu și să vă ajute Dumnezeu să rămâneți totdeauna împreună. Aceasta este dorința noastră pentru voi. Domnul să binecuvinteze casa voastră, să binecuvinteze Dumnezeu familia voastră și credem că dacă veți rămâne lângă Domnul, o să fiți binecuvântați toată viața voastră. Mai vreau să vă pun o întrebare și apoi vă las să mergeți. Te întreb, Dani, crezi că Debora e darul lui Dumnezeu pentru tine? Cred, din toată viața. Domnul să-ți binecuvinteze darul. Da, cred. Domnul să te binecuvinteze și să-ți binecuvinteze Dumnezeu darul și să vă binecuvinteze Dumnezeu pe amândoi. Frați și surori, lăudăm pe Domnul, binecuvântăm pe Domnul pentru momentele de părtășie. Cred că înainte ca să ne despărțim și să plecăm din locul acesta, este bine să mulțumim Domnului. Îl invit pe fratele Mitică, tatăl Miresei, să înalți o rugăciune de mulțumire și să îl laude pe Domnul și să-L binecuvinteze pe Domnul pentru tot ce a fost. Amin. Tată Ceresc, binecuvântăm numele Tău cel mare și sfânt și ne închinăm înaintea Ta cu mulțumire și cunoștință pentru această zi și vrem să Te lăudăm, să Te slăvim și să Te binecuvântăm, să Te înălțăm toate zilele vieții noastre. Îți mulțumim de slujirea din acest loc. Îți mulțumesc pentru Debora, pentru Dani, Doamne. Îți mulțumesc pentru întreaga asistență, Doamne. Îți mulțumesc pentru slujitor, pentru cei implicați în această lucrare, Doamne. Îți mulțumesc pentru familiile noastre, Doamne. Cerem în continuare harul, protecția și binecuvântarea Ta peste noi. Binecuvântează părtășia noastră în continuare. Te lăudăm, te înălțăm, te slăvim și te binecuvântăm. Tată Ceresc, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin. Miri, stă în picioare și vă rog pe restul să vă puneți jos pentru video, pentru fotos și simțiți momentul în care iasă Miri și după ce ieșiți, mai am câteva anunțuri pentru voi. Să poată să treacă Miri între noi
și după aia, când trece printre noi, putem să trecem, să ne întoarcem și să-i felicităm. Și un lucru foarte important, când vă urcați sus să vă căutați loc, puteți să-i luați pe cei dragi voștri cu care puteți să stați la, cu care vreți să stați la masă, că nu este ordine de masă, dar este câteva mese pe care scrise, dacă sunt pentru copii sau pentru familie, vă rog, respectați cărțile, dacă pot zic așa. Puteți să vă urcați și să ieșiți și așteptați pe mine. De părtășie cu ceva happy, ceva...